Ruperea Uniunii Social-Liberale nu a fost iminentă, ci s-a produs cu ceva timp înainte. Decizia a fost cunoscută de ambele părți, însă a fost așteptat doar momentul oportun în care să fie comunicată. A fost un fapt pe care noi îl așteptam, știam că se va întâmpla. Semnalele, au fost primite cu mult timp în urmă. Știam de la colegii, foștii colegi de alianță care ne-au tot transmis, cei care ne sunt apropiați, că ar urma asemenea eveniment, că ei sunt pregătiți să-și facă o altă majoritate și că unul dintre ei chiar ne transmiteau părerile de rău că asta este, că nu au cum să influențeze hotărârea dată la vârf. Odată cu ruperea USL-ului vor urma și demisii la nivel local, puțin probabil, este de părere fostul prefect al Constanței și asta pentru că sunt vizați doar miniștrii și secretarii de stat. Domnul președinte Antonescu s-a referit clar la miniștrii, secretarii de stat și atunci nu e nicio problemă. Nu vă imaginați acum că o să începem să ne urmărim noi cu PSD-ul, să ne omorâm pe la colțuri, să nu, în niciun caz. A fost o relație, mă rog, relativ bună. Eu am avut o relație foarte bună cu domnul Volcinski, zic relativ bună la nivelul de filiale județene. Confirmarea vine și din partea președintelui PNL Constanța. Nu vor fi schimbări majore la nivel local. Mesajul a fost foarte clar de la delegația PNL de aseară. Doar cei cu funcții politice își dau demisia. Funcțiile politice fiind cele de ministru și subsecretar de stat, care sunt numiți politic. Ceilalți sunt numiți în baza unor legi foarte clare de funcții publice, în baza unor concursuri. Uniunea Social-Liberală a rezistat timp de 3 ani și 20 de zile.